Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, citim din cartea Exod, capitolul 15, versetul 22. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustiu Shur și după 3 zile de mers în pustiu n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. El a zis, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeul tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncele Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici și au tăbărât acolo lângă apă. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem împreună. Din câte știu, eu am mai fost odată în adunarea aceasta și acum niște frați m-au invitat și pentru că Domnul ne-a deschis o portiță încoace, am vrut să vin ca să vă văd că voi sunteți tovarășii mei de drum și de cale. Că mergem înspre aceeași țintă. Ne cheamă același dor. Suntem mânați de aceeași dorință să ajungem odată acasă la Domnul. Amen. Și așa de mult doresc ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen. Există două entități, două mulțimi de oameni, amândouă sunt strict proprietatea lui Dumnezeu. Ne gândim la poporul Israel și la Biserica Domnului. Între acestea putem face o asemănare, o comparație. Că în 1 Corinteni 10 cu 11 spune că și toate acestea, adică ce li s-au întâmplat lor, ne slujesc nouă drept pilde. Nouă peste care au venit veacul încheierea lor. Și m-am uitat la poporul acesta, că Roman spune că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. M-am uitat la drumul lor, la călătoria lor, ce li s-a întâmplat lor, că ni se poate întâmpla și nouă. Și în Numeri capitolul 33, când vorbește de popasurile pe care le-au făcut evreii, spune că evreii au plecat din Ramses și au tăbărât la Sucot. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam. Au plecat din Etam și au tăbărât la Pi-Hahirot, față în față cu Baal Zefon, în fața Migdolului. Ne oprim aici. Eu am așezat călătoria asta noastră între dulceață și amărăciune. Am observat că și la evrei, dar și la noi, Dumnezeu îngăduie anumite alternanțe în viața noastră. Așa cum îi reprezenta curentul sinusoid cu plus și minus, de multe ori așa e viața noastră. Pentru că prin toate acestea Dumnezeu ne șlefuiește caracterul ca să ne facă părtași firii dumnezeiești. Și să ne învețe smerenia. În Deuteronom, capitolul 8, versetul 3, spune că Dumnezeu te-a purtat în locul pustii, fără apă, te-a hrănit cu mană, hrană pe care nu o cunoștea nici tu, nici părinții tăi, ca să înveți că omul nu trăiește numai cu pâine, ci orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În toată călătoria aceasta, Dumnezeu a vrut să-i prelucreze pe evrei. Mie mi se pare că prin tot ce ni se întâmplă nouă pe drumul acesta al vieții, Dumnezeu vrea să ne
produc un caracter după voia Lui. Că acolo spune în cartea Apocalipsa că nimic întinat și spurcat nu va intra. Dumnezeu ne desăvârșește prin ceea ce trecem și noi mulțumim Lui Dumnezeu. Și iată-i pe evrei ajuns la Pia Hitirot față în față cu Baal Zefon. Și iată-l pe faraon care se răzgândește și îi pare rău că a lăsat pe evrei să plece. Și înarmează oștirea lui cu cale, cu călăreți. Încearcă să-i ajungă din urmă și în față evreii stau, au Marea Roșie cu valurile care spumecă, n-au pe unde să meargă. În spate vin carele lui faraon. Evreii încep să strige, să țipe, să tem. Dumnezeu întreabă pe Moise, ce cu strigătele astea? Și în Evrei 14 cu 14 spune, Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Într-o noapte Dumnezeu ia norul acela și îl pune între evrei și egipteni. Norul ăsta curios, pe de o parte era întunecat, partea egiptenilor, și pe de o parte era luminos în partea evreilor. Și face Domnul ca toată noaptea să sufle un vânt și desparte apele mării și usucă fundul mării și dimineața evreii trec pe acolo. Egiptenii, în nebunia lor, se avântă pe urmele evreilor. Dar când primul evreu își așează piciorul pe țărmul celălalt, Domnul face ca apele să revină la cursul lor și omoară pe egipteni. Ba încă mai înainte a venit un înger în tabra egiptenilor, le-a scos roțele la car. Și au văzut leșurile lor. Când s-au uitat evrei în spate, în capitolul 15 cântă o cântare de bucurie, o cântare de laudă. Oare cum cântau evreii? Când Moise conducea în cântare, când au lăsat în urmă gosenul, au lăsat cărămizele, au lăsat legile aceea și spunea să le arunce copiii de parte bărbătească în Nil, au lăsat bătăile, au scăpat de robie. Și acum sunt liber. Oare cum au cântat evreii? Că și noi venim din robie. Din robia păcatului și păcatul e o robie grea. Și Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a scăpat de robia asta. Și ne-a dus și pe noi la Pia Hitirot. Și ne-a pus și pe noi în fața mării. Că în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 2, spune, vreau să știți că toți oamenii aceștia au fost botezați în nor și mare pentru Moise. Trecerea lor prin Marea Roșie, de fapt, era botezul în apă a evreilor pentru Moise. Și noi avem un botez. Că spune apostolul Petru, în fapte, capitolul 2, versetul 37, a întrebat-i fraților, ce să facem? Versetul 38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare să fie botezat înspre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Botezul în apă trebuie precedat, trebuie să aibă ceva înainte. Înainte botez trebuie să fie pocăința. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Și dacă sunt aici oameni care nu poartă numele de pocăit și nu vor să se pocăiască, eu rog pe Domnul să-i convingă el să se pocăiască. Și apoi ajunge la pasul al doilea, dificil, botez. Și am întâlnit mulți oameni care spune, dar eu am fost botezat odată, eu nu mă mai botez. Am povestit odată, eram în Suceava, circulau troleile prin Suceava, foarte aglomerat trolebuzul. Eu m-am suit mai de la capăt de undeva, am prins un loc bun, prin spre centrul orașului, autobuzul aglomerat. Și intră un preot ortodox, în vârstă. Eu când am văzut că așa un este, am spus, nu vă spărați, luați loc aici, eu am un respect pentru fețele bisericești. El se așează, îmi mulțumește, mă întreabă ceva, nu mai știu ce. Și eu i-am răspuns. El se uită la mine, mă mai întreabă ceva, eu i-am răspuns, dar pertinent, cu bun simț. El se uită la mine și spune, ia să-mi spui tu, câți ani aveai când ai primit botezul? Când ai fost botezat? Deci m-a întrebat, nu știu. Și eu zic că aveam vreo 20 de ani aproape. El se înroșește și îmi spune, mi-am dat seama de la început că ești un rătăcit. Și eu zic, când, de când, părinte, de când v-am dat locul, de atunci v-ați dat seama? Dar el avea, era un om evlavios și avea o Biblie în mână. Oamenii în autobuz tăceau și am spus, nu vă spărați. Văd că aceea e Sfânta Scriptură, da,
Are cruce pe ea, avea o cruce mare, da. Dar citește-mă un singur loc în Scriptură unde un copil mic a fost botezat. Un singur loc. Și după aia dați-mi mie că vă citesc în mai multe locuri unde oameni mari au fost botezați. Dar ce credeți? Lumea dintr-o leu ține cu el, nu cu mine. Și a început să-l încurajeze. Citește-i, părinte! Nici până în ziua de azi nu mi-a citit. Care știe de ce? Că nu scrie, fraților. Și Dumnezeu i-a luat pe evrei din robie, din Gosen, plecau bine. Ne uităm pe hartă, drept spre peninsula Sinai, spre Canaan. Și a spus Dumnezeu, nu. I-a întors înapoi, ia treceți voi prin botez pentru Moise, prin botez în apă. Că ăsta e drumul pe care îl avem noi, pocăință. În Marcu 16 trebuie să avem înainte de botez credința, cine crede și se botează. În 1 Petru 3:21 trebuie să avem un cuget curat. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu e spălare din tinăciune trupești, mărturia unui cuget curat. Să ne dea Domnul un cuget curat. Și acum mai vedem pe evrei ăștia, ajungem în Exod 15, cântă cântarea de laudă, cântarea de biruință. Ne-am oprit în drept cu ei. Că mulți oameni care au scăpat de robie, au trecut prin botez în numele Domnului Iisus, au cântat cântarea celor ce au biruit. Că în Roman capitolul 6, versetul 13, spune să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte a nelegiuire, ci dați-vă pe voi înșivă vii lui Dumnezeu, de morți cum erați, și mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Doamne, ajută la aceasta! Și acum, după ce au cântat cântarea de biruință, Moise în fruntea poporului a spus, după mine! Și au mers 3 zile prin pustiu. Dar cercetătorii Scripturii estimează că erau 2-3 milioane de oameni, 6.000 de bărbați care purtau arme, numai ostași. Dar câte femei însărcinate oare erau? Și e greu, nu? Dar câți copii mici scânceau și voiau apă? Dar eu văd acolo tabăra lui Israel mergând și nori de praf în urma lor, cu picioarele afundate în nisip. Și văd bărbați care scărau în spate, în cârcă, copii. Și văd femei însărcinate cu buzele umflate, 3 zile fără apă. Și deodată voboare așa adie înspre dânșă și miros proaspăt de apă. Și ajung la Mara și eu îi văd pe evrei cum se aruncă, să beau. Dar nu mai iau o gură și se întorc către Moise. Apele erau amare. După ce au ieșit din robie, după ce au fost botezați pentru Moise, după ce au luat cu curaj drumul spre Canaan, au întâlnit apele amare. Întâlnesc și pocăițe amărăciune, dar noi mergem spre patria de sus. De ce ne lasă Domnul pe la Mara câteodată? Pentru caracterul nostru, pentru ca să ne smerească, pentru ca să ne desăvârșească. Era acolo probabil un lac și erau mai multe izvoare, dar erau izvoare amare. Și câtă amărăciune nu ne dată să bem și nouă. Și m-am gândit, dar de unde vine amărăciunea asta? Amărăciunea asta vine din lipsuri, ei n-aveau apă bună. Și arată în Sfânta Scriptură de mai multe ori, o lipsit apa și hrana. Și când își dorești un lucru și nu-l ai, ai așa o amărăciune în tine. Amărăciunea asta e dată de neascultare. Un fiu nebun, Proverbe 17, cu cât cu 25, aduce necaz tatălui său și amărăciune celui care l-a născut. Știi cât de rău să ai acasă un copil să nu te asculte? Să postești, să te rogi, e copilul tău, e băietul tău, e fata ta, trântește ușa, pleacă, nu spune unde, vine când vrea. Știi câtă amărăciune? Și astea se întâmplă în familie de pocăiți. Dumnezeu să ne ierte pe toți. Și amărăciunea, am spus eu, vine de la infidelitate. Spune în Proverbe 5:4 de femeia străină, că la urmă e mai amară ca moartea, ca pelinul.
Și asta naște bănuieli rele și gelozii. În cartea Numeri, capitolul 5, spune că un bărbat va fi apucat de gelozie să-și ia nevastă, să o ducă la preot. Preotul să-i dea, să bea ape amare, apele de gelozie sunt amare, să știți. Și dacă e nevinovată, nu îi se întâmplă nimic, dar dacă e vinovată, se umflă măruntaiele de la apa aceea amară. Știți ce amare e gelozia? De aceea sunt familii care se dezbină, care se ceartă, pe care nu poți să-i mai împeci. Odată veneam de undeva din Banat, mergeam spre Moldova, eram cu doi frați proroci și un prieten de-a nostru spune, măi, patronul meu, mi-a spus el de unde. Hai, intrați pe la el cu un frate bun, beți un ceai, noi nu-l cunoșteam. I-a dat telefon la patron, ne-a ieșit în față, om cu angajați, cu firmă, cu... și ne dă un ceai, vine și el și nevasta, facem o rugăciune, se ridică prorocul și îi spune la nevastă, n-ai dreptate, n-ai niciun motiv. Bă, dar ea s-a făcut roșu cum e scaunul ăla. El a început să plângă. Eu n-am înțeles nica și pe mașină întrebă, ce prorocia, ce lucrare, ce... Măi, mi-a arătat Domnul că nevasta lui Barba atâta e de geloasă, îl întreabă, cu cine erai cu mașina? Stai în față sau în spate? Ia telefonul, verifică, ce mesaj ai, cu cine ai? Și mi-a spus Domnul că el e cu frică de Dumnezeu. El e un băiat pocăit, dar e tare geloasă. Știi ce amărăciune e în asta? Să n-ai încredere în bărbatul tău, să n-ai încredere în nevasta ta, să te gândești oare unde, ce face. Păi știi că asta e o viață amară? Eu cunosc o familie de intelectuali cu facultate mai în vârstă ca mine. Când i-a apucat un duc de gelozie, nu a mai putut nimeni să-i împiece. S-au despărțit în anii tinereți, au rămas despărțiți până acum. El e mai mare ca mine cu câțiva ani, nu s-a mai căsătorit, că așa spune Biblia, dacă se despartă, să rămână așa. Nu știa că ea era ardeleancă, nu cunosc, dar el a rămas așa, îi moșneagă acum vorba poeziei și după căsătorie s-a despărțit din gelozie. Când spunea nevasta, măi, oameni buni, dacă am ieșit pe balcon la bloc și la al treilea bloc iese unul și fumează, el vine în spate și mă întreabă, ai înțelegere cu aceala? Știți ce demon puternic ăsta și câtă amărăciune aduce în familie? Dumnezeu să ne păzească! Și să ne dea așa încredere, frumos în familie, Doamne ajută din asta! Că lipsurile și neascultarea și infidelitatea, astea aduc ape amare. Și mai spune în Iacob 3 cu 14, dar acolo unde este pismă amară și duc de ceartă, acolo e tulburare și tot felul de lucruri rele. Pisma e sinonim cu invidia. Invidia are gust. Și invidia, vă spun eu, că este amară. Invidie de la lucrurile materiale, cu vecinul, cu colegul de școală, în adunare, trebuia să cânt eu, nu o pus pe cealaltă. Și apoi mă duc acasă așa cu un invidios, trebuia să cânt eu solo, dar eu am cântat tot timpul solo, nu știu de ce, la repetiții o pus pe cealaltă. Și mă duc acasă amărât. Dumnezeu să ne ierte, frate mie, și să ne dea pocăința. În domeniile astea care produc amărăciuni și am trecut pe la amara, Domnul îngăduie să trecem pe la amara. Vine soluția lui Dumnezeu. Ia un lemn și aruncă-l acolo. Eu cred că lemnul ăla reprezintă pe Domnul Iisus. Când mergând spre răstihnire, femeile cu cernice plângeau, băteau pieptul și Domnul se întoarce spre el și spune, nu mă plângeți pe mine. Dacă cu lemnul cel verde fac așa, ce va fi cu cel uscat? Și acum, soluția pentru tot amarul care îl avem, e trăirea cu Domnul Iisus. Când în casă, în familie, Hristos e la loc de cinste, El vindică amarul. Și trăiești viața dulce de creștin. Când copiii îl au în mintea lor și în inima lor pe Domnul Iisus, apoi dispare amarul. Că-i lemnul acela aruncat acolo. Când la școală, când la servici, Exodul 1 cu 14, egiptenii le-au făcut viața amară.
Și am întâlnit și eu viața mare la servici, 35 de ani am făcut servici într-un loc, după aia am ieșit la pensie și fac în altă parte. Și am întâlnit viața mare, că ieri ești pocăit, îți bată joc de tine, mă ridica în picioare, că, uite, sectantul, și cu tot felul de lucruri. Dacă în Hristos e în inima ta, atunci viața e dulce. Că Domnul ne pune viața noastră, călătoria noastră, între hotarele astea, între amărăciune și dulceață. Dar nu o pune că îi place, că vrea El. O pune așa ca să ne șlefuiască nou caracterul, ca să fim buni pentru împărăție. Dumnezeu să ne ajute! Și la mare am mai învățat eu un lucru. Spune Pavel 1 Corinteni 15:4-6, întâi vine cei firesc, după aceea cei duhovnicesc. Când a început marea operă a creației, a despărțit lumina de întuneric și a început să numere. Spune, astfel a fost o seară, după aceea e o dimineață. Când Psalmul 5 spune seara, vine plânsul, dimineața vine veselia. Frații mei, de cale, de drum, așteptați-vă ca între jaloanele astea să ne aflăm și noi. Câteodată cu dulceață, câteodată cu o amărăciune, dar nu uitați, călăuzirea era a Domnului, Domnul era în control. Nu îngăduie Domnul mai mult decât putem duce. Și spunea Domnul Pavel în Corinteni 10:13, că Domnul nu îngăduie o ispită peste puterile noastre, ci odată cu ispita trimite și modul de a ieși ca să o biruim. Dumnezeu să ne ajute. Ce am învățat eu de la Mara? Că e amărăciune, apoi vine Elimul, 70 de finiți, 12 izvoare. Și ar fi stat oamenii acolo, și eu aș fi stat în oaza asta, dar nu i-o ținut mult, că de acolo au plecat prin pustiul Sin. Și în capitolul 16 apare o nouă așezare a tabărului Israel. Și aici li se întâmplă ceva. Aici evreii încep să apeleze la amintiri, încep să fie nemulțumiți, dar în capitolul 16, Domnul schimbă mâncarea la evrei. Că până acum au venit cu mâncare din Egipt, cu merindele care le aveau pe drum, dar se pare că s-au gătat merindele și ei au întrebat pe Moise ce avem să mâncăm. Și Domnul le-a dat mană din cer. Ei încă erau sub ampreta amintirilor vechi. Și spune, de ce n-am murit noi în Egipt, unde avem oale cu carne și avem pâine de ajuns? Știți că am întâlnit pe unii, nu toți, pe unii pocăiți care după ce se pocăiesc, le mai vine dor de lume. Dar când vorbesc de Egipt și în Cartea Numeri, capitolul 11, nu-și aduc aminte de bătăi, de muncă, de restricții, nu. Ei își aduc aminte numai de praj și de usturoi. Eu m-am întâlnit frați care au început să facă mărturisiri. Păi eu când eram în lume, când am făcut eu școala la Iași, eram 6 aleși ca să facem acolo o școală, din care 4 eram penticostali. Unul era la început, nu era botezat. Domnule, așa cunoștea Biblia. Și da, se lăuda cu ce era el în lume. Și că, bă, ăștia nu știu să danseze. Eu când eram la dans, s-o opreau tăți, se uitau la mine. Eu m-am mirat că când o spui cu regret, cu lacrimi, una, și când o spui ca laudă, îi alta. Odată am fost acasă, am fost la rugăciuni, ajung la Iași, îl întreb pe un băiat pocăit, măi, unde e? Bă, o ieșit în oraș cu băieță. Bă, de ce l-ai lăsat? Că ăsta e începător. Și e prima dată când am fost la discotecă. Am început să-l caut pe la discoteci. Nu știam unde, să întrebam, domnule, unde mai este o discotecă aici? Eu n-am fost în viața mea niciodată. Cred că în al treilea loc sau în al patrulea am intrat, era acolo, era dansa pe ring. Și eu m-am dus, m-am uitat așa în fața lui și stam așa. La un moment dat el s-a oprit, m-a văzut, domnule, mi-a zis, Dragoș, nu-i ce crezi tu. Nu-i ce crezi tu. Am vrut mă arăt la ăștia, cum eram eu când eram în lume. Atunci am fost prima dată la discotecă eu. După aia am mai fost odată și dacă nu m-ați filma, v-ați spune și când.
Veneam de la rugăciune. Și șoferul, un băiat tânăr, spune: frate Dragoș, știi că sunt doi băieți a noi care au mers la discotecă în sat. Băi, nu o să poate. Frate Dragoș, nu spun prostii. Dar nu, ăsta nu era un băiat tânăr, era secretarul adunării. Veneam la rugăciune. Băi, nu se poate, bă, nu te cred, mă, nu te cred. Ăla, în loc să mă ducă ca un om cu minte acasă, mă duce la discotecă. Pe mine. Și că vine în pace dacă vrei să te convingi. Să vezi. Măi, când intru acolo, eu tot, dar nu știam, și văd unul, un băiat de la noi. Toți dansau, el nu dansa, dar eu mă așez lângă el, el sta cu ochii închiși, mestica, cred că mestica cum și tot făcea așa, în continuu, dar mult. Eu mă așez lângă el și stau. La un moment dat el deschide ochii și se uită la mine. Ce cauți aici? Eu zic la discotecă. Atâta. El spune: frate Dragoș, promit că nu mai merg niciodată, dar nu mă spui la tata și la mama. Bă, eu promit că nu te spun. Nici amul nu-i spun numele că e însurată, că are femeie și copii și e pocăit. Dar fii atent, de duminică încolo îmi citești câte un psalm în adunare. Promit că citesc. Măi, s-o ținut de adunare, Dumnezeu l-a iertat și eu l-am iertat, dar la dumneavoastră sunt tineri care iubesc lumea? Nu. Slavă Domnului! Să nu vă aducă careva aminte cum era în Egipt cu oale, cu carne. Domnul ne dă hrană din cer, pâine care coboară. Ioan capitolul 6, pâinea care coboară din cer, în așa fel, spunea evanghelistul Ioan. Eu sunt pâinea vieții, noi ne hrănim. Uite aici pâinea vieții, frații mei. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și aici avem cuvântul. Citim în fiecare zi din Scriptură, ne hrănim. Omul ăla din lăuntru, el vrea Scriptură, el vrea rugăciune, el vrea cântare. Ne hrănim din cuvânt? Cât Luca 1:37, nici un cuvânt care iese din gura al Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Psalmul 33, versetul 6, cerul le-a făcut prin cuvântul lui. Versetul 9, el poruncește ce poruncește ea ființă. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvântul meu nu va trece. Apocalipsa 14:6, am văzut zburând un înger prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Cât citești din cuvânt? Frații mei, o informație acum înconjoară globul pământesc într-o secundă, cu internetul și cu astea. Trăim într-o explozie a tehnologiei în domeniul informației. Scriptura o mai citim? Ne dragă? Cineva spunea că asta e scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu. Eu când eram tânăr, cineva îmi scria scrisori. De la Brașov făceau 3 zile până la Suceava, eu știam, cred că o zi mi-o compunea, și 3 zile înapoi. Era un plic așa rozu, frumos, abia l-așteptam. Și când îl primeam, repede îl deschideam, țin minte că odată mergeam citind și am dat cu capul de perete. Dar nu m-am supărat. Niciodată nu mi-o dat prin minte, ele cam joia veneau plicurile. Să-l pun în dulap, să spun duminică, după amiază am să-l citesc. Dar vă o dă prin minte să puneți Scriptura și să o citiți săptămâna viitoare? Mă mai dă prin minte asta? Că cea mai frumoasă scrisoare de dragoste e Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ne hrănească cu cuvântul Său. În Exod 16, Domnul schimbă mâncarea. În Exod 16, nu le mai aduce aminte de oale cu carne din Egipt și le dă pâinea celor mari. Așa de mult doresc Domnul să ne hrănească și pe noi. Amen. Acum nu știu, fratele Simie, ce planuri are în cărmuirea lui, dar mai mergem un pic. Aici le dă mana și aici atenție. Aici îi pus evreul să fie om cumpătat. Că a spus: măi, strângeți câte un omer, atâta. Știi că unul a strâns mai mult? Și ce s-a întâmplat? S-a împuțit. De aici eu am o predică de lăcomie, despre lăcomie. Și știți că la evrei le-a spus că înainte de sabat îți strângeți doi omeri, dar la sabat să nu mai strângeți. Și când se uită Moise, iese din cort, vă doi cu omeni, erau ca o căniță, de ce? Nu știu cum era omerul, căutau. Ce căutau ei în ziua de sabat? Doar aveau doi omeri de ieri.
Și eu când am predicat despre lăcomie, am încercat să definez lăcomia, dar nu predic acum aici. Și am spus, contează la averea ta, la bunurile tale, contează când le strângi, că prin Occident era mai bine plătit sâmbăta și duminica. Și la noi, eu am fost ceferist, sâmbăta și duminica erau zile festive, le plătea dublu. Cred că în ultimii ani eu n-am făcut nicio tură de servici. Când m-am dus la directorul meu și am spus, domn director, aș vrea duminica să fiu liber. Dar ce mai ești popă? Un fel de popă. Păi dacă ești popă, te lăs liber. Și colegii mei se băteau să lucreze duminica ca să iei un leu în plus. Dar contează mult când aduni ceea ce aduni. Că dacă aduni și duminică și când e adunare și întâlnire cu frață, ăsta e un semn că ești un pic lacom. Dar nu predicăm de lăcomie. Și nu vorbim nici de mijloacele prin care strângi, că sunt mijloace care denotă lăcomia din tine. Și nici măcar nu vorbesc de scopul pentru care strângi. Că eu am întâlnit oameni nu bogați, foarte bogați, dar care nu sunt decât administratori, atât. Care ajută foarte mult, dau împrăștii, construiesc adunări, dau bani la casă de copii, pe ăștia nu pot să-i acuz că-s lacom. Că mi-ar fi rușine să spun, măi, lacomule. Dar pe el Dumnezeu l-a binecuvântat că știe să administreze. Dacă mie mi-ar fi dat și eu dat la alții, nu știu, cădeam de la credință, mă mândream, mă lăcomeam, nu știu. Dar Domnul mă știe cât îți de slab și de puțin. Și mulțumesc Domnului pentru asta. Acum ajungem la pustiul fin, unde Domnul îi schimbă hrana și unde Domnul îi învață cumpătarea. Îți bune astea pentru noi? Eu am o predică despre cumpătare, să știți. Ce înseamnă cumpătare? Înseamnă echilibru. Că în Tit capitolul 2 sunt patru entități diferite. Bătrâni, femei în vârstă, tineri și robi. Mulți au anumite recomandări, dar din cele patru categorii, o recomandare o au toți. Ăla-i firul roșu și aia se cheamă cumpătare. Bătrânii să fie cumpătați, femeile în vârstă cumpătate, tineri cumpătați, la tine asta îi spune, de asemenea să fie cumpătați. Cumpătare înseamnă echilibru. În industria aeronautică, când faci un avion, atâta de bine trebuie să fie echilibrat, că dar nu o iei pe parte. Fă-i o aripă de dur aluminiu și una de plumb, să vezi cum a zburat. Și uneltele, sculi, odată noi turnam niște beton la adunare, și m-am dus repede, forțos, așa, era lângă gardă o lopată, atunci se făcea betonul cu lopata. Eu lopata dau o dată, dau de două ori, bă, era pus rău în coadă. Și sucea mâna așa. Apoi am pus-o și eu înapoi, a venit alții și a încercat-o. Știi că nu ești cumpătat, ce greu se lucrează cu tine în adunare? Mă, nu ești îndemânatic. Când ești plin de har și nu mai poți, când nu mai vii două luni în adunare deloc? Asta înseamnă necumpătare, necumpătare. Dumnezeu să ne facă oameni cumpătați. Și de aici plecăm la Exod 17, Refidim, și încheiem prima parte, o spus el, poate și ultima, Doamne ajută. Noi de aici vrem, ne suim mașină și plecăm la Suceava. Mâine suntem la servici, și eu și fratele. La Refidim se întâmplă acolo încă ceva. Acolo se lucrează pentru prima dată în echipă, unde Exod 17, se lucrează, ia niște bătrâni cu tine, încep să apară echipa. Eu întotdeauna am spus că lucru în echipă e cel mai bun. Dumnezeu n-are în adunare nevoie de oameni orchestră, de păstori care le fac ei pe toate, nu, nu. Are nevoie de păstori care îi pune la lucru pe toți. Un păstor nu trebuie să facă 10 oameni. Un păstor trebuie să pui la lucru 10 oameni. Și atunci îi înțelepciune. Eu eram într-o adunare, mă uitam la program, așa ascultam, conducea un frate, conducea frumos. Înflăcărat, o condus și spune, și acum corul va lăuda pe Domnul cu o cântare, un frățior va recita o poezie, vor cânta copiii și vom continua. Iese după amvonul, duce de ton, el era și dirijor. O dirija corul, cânta corul. O spus un frățior o poezie, el de timp o mine înapoi. Iar se ridică, se duce la copii, conduce, dă din mână acolo la copii. Eu stând pe bancă, am spus, omul ăsta obosește într-o zi.
Ăsta obosește. O veni vremea când omul ăsta, 3 ani și ceva, nu mai fac nimic în adunare. Nimic. Nu că era obosit, că cineva i-a spus, măi, lasă-mă să fac și eu. La un cer de rugăciune era un frate și un altul are o vedenie pentru conducător. Spune, frate, te-am văzut, mergeai în câmp la lucru și aveai în spate o furcă și o coasă și o greblă și aveai un coș și niște oameni tineri pe lângă matale. O spus, frate Petrică, dă-mi să duc lopată. Nu, că tu nu știi să o duci. Altul omul, dă-mi să duc greblă. Nu, că tu nu știi. Și a spus, Domnul, că ai să obosești. A venit vremea când toți din jurul lui au plecat în altă parte și el a rămas căpetenii fără niciun subaltern. Pentru că în adunare Domnul promovează echipa. Și eu aș dori ca aici să fie o echipă de frați. Acum în echipă trebuie să înveți să lucrez. Eu am început unde ieri, am început o predică. Ce trebuie să facem? Cum se cheamă ieri, aseară acolo? Și am spus ce trebuie să facem noi în relația cu Dumnezeu. Dar ce trebuie să facem noi și trebuie imperativul ăsta în relația cu adunarea. În primul rând trebuie. 1 Ioan capitolul 4 versetul 11. Fiindcă așa ne-a iubit Dumnezeu, trebuie ca și noi să ne iubim unii pe alții. Amin? Și ne iubim? Doamne ajută! Dar vine Filipeni 1 cu 8. Pavel ne pune un pic la încurcătură, spune, fraților, Dumnezeu mi este martor că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos. Voi iubiți pe toți din adunare? Sau numai pe unii? Bun, eu am fost preocupat de versetul ăsta și am spus, da, dacă eu nu pot să iubesc pe toți, că eu am predicat odată de dragoste din Matei 13, pilda semănătorului. 4 feluri de pământ. Da? 4 fie de pământ. O ieșit semănătorul și o semănat. Eu am fost curios câte boabe arunc în fiecare bucată de pământ. Că eu de la țară, am de zile am aruncat cu mâna sămânța. Pâine albă semănam cu mâna. Oare câte boabe au aruncat? Și am ajuns la concluzia că în fiecare bucățică de pământ au aruncat câte 3 boabe. Dar de unde știu că au aruncat 3? Păi pământul bun, sămânța bună, o încolțit. Și unul da 30, altul 60, altul 100. Am colaborat asta cu 1 Corinteni 13 cu 13. Acum rămân doar acestea 3. Credința, nădejdea și dragostea. Cea mai mare, aia cu 100, e dragostea. Și eu acum fac un exercițiu. Aici sunteți 100 de oameni. Eu iubesc pe 99 din voi. E mult, poate nu meritați. Dar eu sunt bun, sunt pocăit și iubesc 99. Numai pe unul urăsc. Și la noapte vine Domnul. Unde merg eu? În rai sau în iad? În iad, așa mă trimitez eu odată, dar iubesc 99. Iubesc 99. Dragostea în noi trebuie să rodească 100. Și acum gândiți-vă, uitați-vă așa roată, uitați-vă prin parcare, când veniți sau ieșiți de la adunare, voi iubiți pe toți? Și am spus, dacă nu faci, că nu iubești pe toți, ce-i de făcut? Primul pas, am spus eu așa, identifică-l pe acela care nu-l poți iubi. Cine să întreb? Tu ai un frate care nu-l iubești, cum îl cheamă? Păi eu trebuie să știu pe cine nu iubesc. Asta e primul pas, măi, care, cu care am eu probleme în adunare? Pe cine nu pot să văd bine? Pe cine nu pot să iubesc? Că așa că vorbim cu toți, da, cu toți, slăviți să fie Domnul. Dar eu ies pe aici din adunare, el pe dincoace. Și când mă întâlnesc în parcare, e bine să dau mâna cu el. Dar asta nu-i pocăință la Deva. Dumnezeu să ne facă mai pocăiți, fraților. Primul lucru, identifică-l clar pe cel ce nu-l poți iubi. Al doilea, începe să te rogi pentru el. Dar nu fă țarnic în fața învonului. Du-te acasă, încui ușa. Și roagă-te, eu cu voi pot fi fățarnic aici. Dacă nu aveți un dar de descoperire, nu știți. Dacă nu ești tu cu Dumnezeu, cum să fii fățarnic? Eu am avut odată un caz când cineva m-a afectat mult în imagine. Un frate m-a vorbit de rău, m-a povestit și în America au dat telefoane. Și ajung noaptea la 10, 11, nu știu, de la servici și nevastă mi-a spune, măi, tu știi ce o pățin nevasta locutare? Au avut o deviere de minte, nu spun mai mult. O ieșit de acasă, umbla disculț,
Dar mamă, la mulți copii, oameni buni, credeți-mă, m-am dus într-o cameră, m-am încuiet și până după ora două noapte am plâns în continuu. Doamne, dai mamă la copii, Doamne Iisuse, iartă, Doamne, eu o iert, iartă. Acum e bine, mulțumim, Domnul, ca și cum nu a fost nimic. Dar când ai cineva, când te rogi, se întâmplă două lucruri. Ori se schimbă el, ori te schimbi tu, poate vine la tine. Poate tu crezi că ai dreptate și nu ai și Dumnezeu te schimbă. În al treilea rând, încearcă să faci lucrurile care le face la o persoană iubită. Așteaptă un prag, dă-i bineță, salutul, dă-i un cadou, dă-i un telefon. La o persoană pe care tu iubești, faci ceva pentru ea. Uite, fă asta pentru aceea care nu o iubești. Și Dumnezeu să facă relațiile noastre toate să fie bune. Aici apare lucru în echipă. Ce avem noi? Trebuie să facem. Trebuie să iubim pe frați. Doamne ajută! Unde mai scrie în Tit, parcă 3:14? Trebuie ca așa ai noștri, trebuie să învețe să fie cei din tâi în fapte bune și în nevoile gravnice. Măi, trebuie să-i ajutăm pe frați. Trebuie să-i ajutăm și financiar, nu intrăm în detalii, am multe exemple și din Scriptură, trebuie să-i ajutăm și spiritual. Că în fapte 20-35 versetul, Pavel spunea că trebuie să ridicăm pe aceia mai slabi. Măi, sunt frați mai slabi, stai lângă el că trebuie să-l ajuți. Doamne, ajută-ne! 1 Timotei 3:15, scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni curând la tine, 14, dar în 15 spune, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care, în templul Dumnezeu, care e stâlpul și temelia adevărului. Și acum trebuie să mai facem ceva. În Coloseni capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină să se plângă, ce să face? Iertați-vă unul pe altul cum vă ierta și Dumnezeu în Iisus Hristos. În Roman 15, 4 spune, noi care suntem tari, suntem datori ca să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Asta trebuie să facem. La lucru în echipă, trebuie să ne iubim, trebuie să ne ajutăm și trebuie să ne îngăduim. Și acasă trebuie să ne îngăduim. Eu am primit o predică despre îngăduința creștină în viața de familie, pusă pe 4 puncte în vis. Aveam a doua zi o nuntă și a venit un om și mi-a spus, asta trebuie predicat. Vreau să vă spun că după predica aceea, a venit tineri la mine și a spus, măi copii, măi, eu predica asta am primit-o de la Domnul pentru voi, n-am predicat niciodată. La vreo două săptămâni a venit el, zic, dar e unde? În mașină, nu vreți coboare. M-am dus eu un bătrân cu nevastă, hai te rog, coboară, i-am pus la masă și o plecat, s-a pupat în fața mea și o plecat și am spus, slavă Domnul. A doua oară când s-a certat, nu mai mergi la mine și o divorțat și o divorțat. Și ce să vă mai spun? Că nu practicat îngăduința creștină în familie și îngăduința creștină trebuie practicată în adunare, la Deva. Ăsta e lucru în echipă. Trebuie să ne iubim, trebuie să ne ajutăm și trebuie să ne tolerăm. Dumnezeu să ne ajute, amin? Eu închei predica în seara aceasta. În drumul nostru de la Gosen înspre Gilgal, tragem cu urechea un pic, tragem cu ochii, ne uităm, suntem atenți la evrei. Și am văzut ce li s-a întâmplat lor la Mara, în pustiul Sin, la Refidim, ce li s-a întâmplat, că acolo mai sunt și niște războaie la Refidim, că acolo la început a venit un dușman mare și vine și la noi, vine și la noi, când au ispitit pe Domnul zicând, este sau nu este Domnul între noi? Așa au ajuns evreii să întrebau, măi, Domnul e cu noi? Că uite ce ni se întâmplă, eu vă întreb, Domnul e aici? Îi cu noi, Domnul? Chiar când trecem prin amar? Păi Matei 18:20, unde sunt doi sau trei, eu sunt în mijlocul lor. Eu cred că Dumnezeu e aici, frate. Eu cred că Domnul Iisus e aici. Că ne mai lasă că și cât un amar. E bun pentru noi. Eu spuneam și în altă adunare, a venit pandemia. Și tare, sau v-o speriat, nu știu, că eu nu m-am speriat. N-o gătat pandemia, a venit războiul. Și a spus Duhul Sfânt, încercări una după alta.
necazuri unul după altul. Știi ce socotesc eu? Că sunt găduite de Domnul, că noi predicăm că suntem străini și călători, dar prea ne-am făcut imperii aici, la Deva. Ne-am înfipt rădăcinile în pământ, tare, tare, cu relații, cu diplome, cu bani, cu în societate, cu concedii de odihnă, cu bunăstare. Și apoi Domnul ne scuturi, ne smulge un pic, spune, măi, cetățenia voastră nu-i la Deva, cetățenia acolo de unde așteptăm ca Mântuitor pe Iisus Hristos. Nu cârtiți în încercările astea, că sunt de la Domnul îngăduite. Și să îngăduite să ne șlefuiască caracterul, să ne lipească inima, că apoi vin evreii până la urmă, trec Iordanul, tăbăresc la Gilgal, prăznuiesc Paștele și mănâncă din roadele țării. Mi-e dor de sărbătoarea aceea. Când vom ajunge la Dumnezeu acolo, când vom fi împreună toți, când El se va încinge și ne va servi, vă unul vi dor? Dumnezeu să pună dorul ăsta în noi. Trecem prin amar, trecem prin amară, trecem prin pustiu, trecem prin refidim, dar finalul nostru e la Gilgalul binecuvântat. Domnul să ne ajute acolo. Amin. Fratele, eu spus că prima parte. Acum prima parte era de ajuns. Dar ca să fie așa, o să am a doua parte foarte scurtă. La noi la adunare a venit fratele Tanța de la Cluj, nu bătrânul, băiatul lui care știa sute de versete pe de rost. L-am pus la predic, o predica foarte bine, la urmă s-a dus în bancă și la noi cânta corul, exact ca acum. El a luat acordeonul, s-a dus în spatele dirijorului și cânta și el la cor. Și tot s-a dat înapoi, o dat înapoi, s-a împiedicat și a căzut pe spate. Când a căzut pe spate, dirijorul s-a oprit, l-a ridicat pe acordeon, mai venit doi băieți de la cor, și el a spus, doar nu mă țineți minte cu toate versetele. Ăla care a căzut pe spate, a să mă țineți minte? Acum nu știu dacă o să știți dumneavoastră de Marea, Mara, Sin, Refidim, ăla care o predica mult, o să mă țineți minte? Tit, capitolul 3, versetul 8. Poate vă prinde bine. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune, iată ce e de bine și de folos pentru oameni. De viața mea trebuie să folosească întâi Dumnezeu. În al doilea rând trebuie să folosească familia și adunarea și societatea. Și în al treilea rând trebuie să-mi trag și eu un folos. 1 Petru 1 cu 9, vei dobândi ca sfârșit al alergării mântuirea sufletului, cel mai mare folos. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Vorbind despre fapte bune, primul gând care l-am, îi îngăduit un spirit competitiv. Aici se pot face și clasamente. Cei care au crezut în Domnul trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Am o întrebare, la Deva. Care e cel din tâi în fapte bune? Aveți un tabel? Că e toți, că e bun pluralul, că cei din tâi, nu e cel din tâi. Domnul îi dă voie la mai mult. Că în lumea modei, top model, cine e pe primul loc? Până și bogați au clasament, ăla e top nu știu cum, 300. Și fotbaliștii au clasament, locul 1, pe locul 10. În fapte bune la Deva, cei din tâi, îi îngăduit un spirit competitiv și eu trebuie să fiu cel din tâi în fapte bune, Doamne ajută-mă! Amin. Nu de parte de Deva, dar nu spun mai mult. Am fost cu un frate proroc și prorocul acela spune, frate, mi-a arătat Domnul că la voi este un mare duc de zgârcenie. Și când am avut niciodată lucrările astea, cine e cel mai zgârcit să se ridice în picioare? Și se ridică unul în picioare. Dar prorocul rămas și el surprins. O să că, frate, am întrebat cine e cel mai zgârcit. Da, frate, am înțeles. Cred că eu sunt cel mai zgârcit. Măi, am rămas la urmă și am zis, cum e să fie așa de zgârcit? Omul a început a plânge și a spus, frate, eu niciodată n-am ajut pe nimeni. Când vine o cerere de ajutor, eu îi judic să se dea la treabă. Și întotdeauna, cred că omul acela s-a pocăit. Dar prorocul mai în vârstă ca mine a spus, măi, ne mai chemați când vi se duce duhul de zgârcenie, că aveți o adunare frumoasă, scaunele rupte, mocheta roasă și încă nu știu ce le-a spus el.
Dar astea nu trebuie descoperire, astea se vede așa la voi curate, frumos, vă felice pentru asta. Trece o lună de zile, primesc telefon, fraților, veniți la noi că nu mai suntem zgârciți. Măi, că ne-am dus, o renovat adunarea și Domnul lucra la inima lor. În fapte bune se permite un spirit competitiv. Noi trebuie să fim cei din tâi în fapte bune. Doamne ajută-ne! Al doilea gând. Efeseni 2 cu 10. Că noi suntem zidiți de Dumnezeu pentru faptele bune în care trebuie să umblăm. Dumnezeu în calea noastră a așezat anumite oportunități, posibilitate să faci fapte bune. În vremea de criză, în 2008, eram în Spania, la o familie care ne-a găzduit cu copii, n-aveau de lucru, și fratele care era cu mine spune, frate, am avut o vedenie. Mergeai tu cu familia ta așa pe un drum și în cale Dumnezeu îți spunea grămăjoare mici de binecuvântări. Și le consumai și te bucurai și spuneai, ce se întâmplă? Și Domnul îți arăta alta mai încolo. Și când gătai, o zic, frate, am ajuns să n-am bani de pâine. Și mă sună spaniol, măi, nu vrei să-mi pui niște grese? M-am dus. Când am gătit toți banii, mă sună unul, nu vrei să-mi pui un întrerupător și un bec într-o... Și m-am dus. Și uite, așa mă poartă Dumnezeu. Eu cred că așa Dumnezeu pregătește pentru noi fapte bune, că scrie Biblia. El ne-a pregătit ca noi să umblăm în ele. Numai că în lumea sportivă este un sport. Eu nu m-am dat niciodată cu schiurile, dar alții se dau. Se numește slalom uriaș. Treci pe lângă fapte bune, treci. În fotbal se cheamă dribling. Fotbal am mai jucat. Nu eram bun niciodată, dar fugeam și eu când eram tânăr. Driblez. Când Domnul ți-a pus o faptă bună înaintea ta, tu treci prin ea, te bucuri că ai ocazia asta sau o ocolești. Că Domnul a pregătit fapte bune ca noi să trecem, să umblăm prin ele, să facem faptele astea, fraților. Eu am spus că aici pe pământ sunt niște bănci care convertesc valuta asta pământească în valută cerească. Că eu nu pot să dau Domnului un sac de cartofi și unul de făină din area mea, nu, nu. Dar are pregătite niște bănci care transformă. Și bănci cerească se cheamă Casa Orfanului, Casa Văduvii, Casa Săracului. Când ai depus ultima, când ai trecut pragul ultima dată la banca asta? Că bunurile tale pământești se transformă în bunuri cerești. Dumnezeu să ne ajute, frate. Primul lucru, un spirit competitiv. În al doilea rând, umblăm în faptele care le-a făcut Domnul și o veste bună. 1 Timotei 5:24. Păcatele unora sunt cunoscute și merg înainte, ale altora vin pe urmă. Nu explicăm versetul ăsta. Dar versetul 25 spune, tot așa e și cu faptele bune. Faptele unora sunt cunoscute și acele care nu sunt cunoscute nu pot rămâne ascunse. Că la noi se pune problema de zeciuială, de dărnicie și de milostenie. Sunt trei lucruri diferite. Milostenie e ceea care o face ascunsă. Zeciuială e cât la sută vrei să dai. Cine o dă? Dărnicia aceea că hotărăști în casa ta și că duci la biserică, te hotărăști cu nevastă, băi, o ars o casă, cât dăm? La noi, când eram aici, o ars trei gospodării la vecinii mei. Băi, cât dăm? Cum facem? Dărnicia. Milostenia e aceea care o face dreapta și nu știe stânga. Astea sunt lucruri mici, mărunte, că eu când sunt la servici mă sună nevasta, băi, a venit cineva și a cerut un leu, să-i dau? Dă-i mă un leu pentru asta, mă deranjez. Astea sunt milostenii. Ce faci dreapta, nu știi stânga, nu. Eu m-am întâlnit ceva. Eram în diaspora, am întâlnit o familie care era mare ceartă. De ce? Ea era foarte credincioasă, foarte pocăită, foarte miloasă. Și bărbatul spune, frate, rău, și lucrez pe șantier dimineață până seara, tot ce adun nevasta dă. Că, și nici nu spune mie că nu trebuie să știi dreapta ce face stânga. Dar eu am aflat că nu dă chiar la săraci. Are mai multe surori de corb și le dă bani ca să se îmbrece cu o sfârdură și el trebuie să măriți, trebuie să se îmbrece frumos și tot ce lucrez eu pe șantier, trimite-l acasă la dânsa. Îi bun frate, a spus, măi, să o revin în coace. Asta nu-i milostenie, mă, să iei banii bărbatului, să-i dai toți banii ce lucrează el. Asta nu-i milostenie, asta înseamnă lipsă de înțelepciune. Milostenie când ai ceva, o farfurie de mâncare, a venit un om flămând la mine, nu mă întreabă nevastă, măi, dau o farfurie de borșă, dă-i mă nevastă, asta e milostenie. Dar lucru bun știi care?
tot ce faci, într-o zi va fi cunoscut. Faptele care nu sunt cunoscute, nu pot rămâne ascunse. În ziua judecății vor veni și îți vor lăuda munca ta. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Nu mai vorbim de domenii în care putem face fapte bune. Numai în domeniul comunicării, spune Isaia 54, Domnul mi-a dat o limbă iscusită ca să înviorez pe cel doborât de întristare. Și asta e o faptă bună. Și un pahar de apă rece dat în numele Domnului nu își pierde răsplata. Astea sunt fapte bune. Domnul să ne ajute ca să le facem, frații mei. Ai noștri trebuie să învețe să fie cei din tâi în fapte bune, în nevoile gravnice. Am mai povestit eu ceva. Hai, mai permiteți un minut. La Gura Solce, o ars o casă. Copiii mulți. Eu nu de mult am fost la Gura Solce, de o lună. Am condus o slujbă din mormântare, a murit o mamă la 20 de copii. Tot la Gura Solce, acum eu am mai primit o rugăciune de la un bărbat din Bistrețul Oltenia. Frate Dragoș, roagă-te pentru nevasta mea, că după a 20-a naștere a rămas tare bolnavă. În fiecare zi mă rog pentru ea, că îi cunosc familia ta. De la Gura Solce o ars o casă. Le-a rămas numai bucătăria și casa o ars până în temelii copii mici. Frații s-au adunat în comitet, facă sfat, să le strângă ceva. Un bărbat din Cajvana, un bărbat tânăr, puternic, a pus calul la căruță, un sac de făină, un sac de cartofi, ce eu mai pus, și s-a dus la Gura Solce. Asta mi-a povestit fratele Savu Iacoban când trăia. Ajunge acolo, măi, tata, unde? Mama, nu s-a acasă, oamenii erau duși. Și spune, măi, stați cu mine, voi sunteți niște băieți cu mint, frații o să vă facă altă casă, mai bună ca asta. Dar până frații o să vă facă casă, uite, voi aveți nevoie să mâncați. Uite, fratele v-a adus și a descărcat o căruță de-a pus în mijlocul camerei acolo. Că asta înseamnă nevoile gramnice. Eu am întâlnit o familie care n-avea ce mânca, o spus la comitet, asta era vineri sau sâmbătă, și păstorul spune, marți avem sfat de comitet și facem noi ceva. Și fratele spune, dar până marți? Și o trecut ani. La bărbatul ăla puternic din Cajvana, care o dus și o ajutat, o îmbătrânit, și în anii bătrânețe, i-o ars casa. Și-o rămas cu nimica. Și era bătrânul supărat în curte, a doua zi vin niște frați, la el spune, frate, ne cunoști? Nu. Noi suntem băieți de la Gura Solce. Am plecat în America, stăm bine, avem o situație bună, frații ne-au trimis cu ajutoare. Când am ajuns ieri aici, am auzit că s-o ars casa. Și mângâia pe moșul pe cap și spunea, frate, stai liniștit, noi o să-ți facem o casă mai bună și mai frumoasă ca cei care ai pierdut. Și încheia fratele Savu Iacoban și spunea, dacă aici pe pământ există o răsplătire, n-o fi în cer la Dumnezeu? Uite Dumnezeu ceva din binele care l-ai făcut, din bunătatea care ți-ai exprimat, n-o uite, dar noi trebuie să facem fapte bune, că asta e de folos. Amin.